Bună, salutare fraților, eu sunt Vengel și bine v-am găsit la un clip extraordinar de special de pe acest canal. De mult timp foarte mulți dintre voi mă întrebați: bă, ce faci Ivan Doice? Ne e dor de Ivan Doice. Așa că, na, nu știu de cât timp nu l-ați mai văzut, dar cred că e caz. Așa că, fraților, fără prea multe adăugări, astăzi le avem alături de noi pe Ivan Doice. Facem cu intrare, da, așa, ca și cum persoană foarte importantă. Așează-te aici, ca și cum că ți-am pregătit scaunel frumos. Stai. Ia, uite, am un cadou pentru tine de împăcare. De împăcare? Cadou de împăcare. N-am găsit tort. Facem reacție live ca și cum. În caz că o să-ți fie dor de mine vreodată, îl pui la nas, că am dat cu parfumul meu pe el, gen. What the fuck? Să mor tu că ți-ai făcut mărci. Ia, arată-te și spatele. Dar e și... nu, ăsta e spatele. Asta... E și puțin pătat, dar nu asta e problema. E pătat? Da, e pătat. Ia unde? Bă, de la pungă, stai așa. Nu, asta e. Mulțumesc frumos! Ești plin de cadouri tu așa de obicei. Așa că vreau să-i dau lui Venger acest choker cu spitalul Obrejea. Eu mă dau mai așa, nu trebuie să dai chiar așa de mine, cum stai acolo. Fraților, treaba stă în felul următor. Ideea e că noi ne-am văzut acum vreo 2 ore înainte ca să discutăm ce o să filmăm astăzi și cum o să filmăm astăzi. Omul mi-a adus cadouul de dinainte și mi-a zis foarte clar că nu vreau să văd ce e în el, am zis că vreau să văd reacția pe clip și jur că mă așteptam să fie mărci, jur. E unul la unul, special pentru tine, nu mai are nimeni. Asta da? Da. Forță, frate. Forță. Având în vedere că s-a făcut un an de când am făcut primul clip despre Ivan Doice, m-am gândit să vedem puțin care ar fi fost evoluția lui timp de un an de zile. Tu ce părere ai? Bro, eu am evoluat, gen, că când am făcut primul clip, când ai făcut tu primul clip despre mine, aveam 16 ani, dracu. Eram copil, îți dai seama. Și acum ai 17. Acum am aproape 18, gen. Păi și atunci nu e, avea aproape 17, gen? Nu. Am înțeles, da, așa funcționează. Așa că propunerea pentru clipul de astăzi este următoarea. Reacționăm la Catena și la ultima piesă pe care ai scos. Care e ultima piesă pe care ai scos? Love cu Ghosty Punk, music video, out, peste tot. E pe unde, în afară de YouTube, e music video, out? bun, îi dăm cu Catena? Mamă, nu. Mamă. Nu, n-am mai văzut-o nici de vreo 3 luni, sincer. Pe Catena sau pe tipa asta din Catena? Da, bun, let's go. Bă, dar arătai cu complet diferit, inclusiv la față, deci nici 2 secunde mi-au trebuit, nu știu, te-ai drogat, nu știu ce-ai făcut, dar ai slăbit la față. Eu, acum, sau atunci? Ok, hai, e răspunsul destul de clar. Nu, mi se pare că te-ai mai slăbit la față, așa, Caterin, că nu știu. Dacă nu dai să mănânc, nu mai faci video despre mine. Adevărat, sincer. Aoleu, doamne, cam cât de penală situația aia. Yikes. Trag o linie de praf de pe curul ei, outfit-ul, drip. Până da. În 2030 o să fie drip outfit-ul ăsta, like. Da, chiar că nu știu. Geaca lui mama, bă. Tricou second hand, drip. Da, banana supreme, să se știe, gen. Banana supreme? Da, banana supreme. De curiozitate, tu mai ții mă legătura cu persoanele din clipul ăsta, nu știu, cu fetele astea de pe aici? Na. Mai zi-mi odată ce zici tu aici? Deci eu înțeleg 2 garaje, vor pe mine să le sărut. Asta înțeleg eu. Ce zici tu acolo, tu știi. Stai să... Ia pune mă subtitrările. Nici nu sunt. Zic-mă 2 gagici pe mine. Vor să le sărut. Forță. Pare rău de tot. E gen poveste reală. De ce mă miți, Gagicile alea era 2. Nu neapărat așa, gen e poveste reală. Nu neapărat? Îți jur, le spun, stați puțin că eu vreau să vă fug. Le dau o babă în... Nu, cadrul ăsta este cel mai penal lucru pe care l-am văzut de când am eu canalul Venger, jur. Gen, ce s-a gândit ea? Bă, fii atent ce estetic este, o să ne aprindă bricheta la limbă. Bă, să știi că nu e vina ei, e vina mea mai mult, știi? Cred că a fost ideea mea. Îți dădea foc la limbă, ce făcea? Bă, dacă n-aveam ce trebuie în țara aia. Da, nu știu. A primit și noi aerul, nu? Eu nu mai am de-a face cu droguri, am zis asta și la Capatos, gen. Negru sunt prea sobor, simt că mor. Am farmacia la mine fiecare zi. Și ca și cum?
E puțin penal. Nu, e puțin penal. Prima oară în România când se întâmplă chestii de genul ăsta, gen, mi se pare că prima oară când scoate cineva pastile din borsetă, gen. Bă, nu s-a mai gândit cineva, sincer. OG. OG. Dar să-i pune pauză. Din, alea erau, din nici măcar nu erau droguri, like, erau antidepresive care nu fac nimic, gen. Eram poser, gen. No, ok. Care zile, 6 luni, încearcă să mă prindă, n-au reușit, știi? Nu că nu mi-aș fi dat seama de treaba asta, adică... Bă, da, gen, încă n-am reușit. Păi aștept, frate. Nu-i văd. Da, ai grijă ce-ți dorești, că o să se și întâmple, probabil. Iau bab în fiecare zi. Șcăr. 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 Aici mai e. Bro, cred că au venit. În sfârșit m-au prins. I want to see. Aoleu, doamne, de ce coaie? De ce? De ce? Bă, să zici că te pupăiești tu cu fata, na, nu știu, aveți simte? Bă, dar vă mâncați aici pe videoclip, nu știu, n-avea... Nu știu, la ce mă gândeam atunci, dar mi se părea cool, probabil. Cu acum un an, gen. Ce acum un an, mă, acum mult timp. Să fi fost 10. 10 ani. Bă, da, uite-l și pe șaua ăla din spate, alt nou, ăla era vibe total, ăla... de acolo aparține ca și cum. El m-a susținut, încă suntem prieteni cei mai buni. E singura persoană cu care am ținut legătura, suntem colegi de bancă. Wow. Pula mea. Ei, dragolinie de praf de pecur. Bă, îți jur, eu ascult chestia asta și îmi dă un sentiment de nostalgie așa, nu știu, efectiv, deci... Bă, e ceva neregulă cu tine, știi? Curul ei de pe curul ei de pe curul ei. Ai grijă cum vorbești, o să-ți o iei, o să-ți o iei. Bă, deci eu, când am ascultat chestia asta prima dată, eu am refuzat să cred că chestia asta e făcută în mod neironic. Până am aflat că e făcută în mod neironic. Sunt așa de spală, încă pot să parchez pe locul de handicapat. Bă, asta este, din punctul meu de vedere, picul melodiei astea. Trebuie chestia asta citată în cărți. Dar e referință. Ce să parchezi? Gen, mașina pe care tocmai mi-am luat-o. Păi și e carnet? Na, am 17 ani. Uite-te la mine și spune-mi ce simți. Uite-te la mine și spune-mi dacă simți. Ei, ia. Cu metri e gravă situația, nu știu cum să zic. Adică, tu într-un an, nu știu cu cine ai umblat, dar ți-a băgat puțin mintea în cap, nu știu cum să explic. Adică, tu, anul trecut, cum te-ai gândit, frate, la cadrul ăsta? Păi eu îți cânti ca și cu melodia asta și tu ca și cum ești îndrăgostită de mine și... Ei, hey, babe, hai un zi să băgăm. Eu nu pot să mă lași ceva, nu, don't skip. Și aici e... E ultimul refren, cum ești tu la Unirii, frumos. Fata zici că mai are puțin și te bate sau la tocmai și se bătuse cu cineva. Bă, lumea s-a schimbat, hai mai luați-o ușor, gen, ce zic. Așa mi-a zis un prieten bun. Bă, da, înainte știm cum erai. Uite, vezi, gen... 6,... Cu metri, tu ai 400.000 de vizualizări la piesa asta. Nu știu, talent. Da. Îți dai seama, uite aici scrie Social Blade. Eu eram Blady sau Blade. Stai, să tai asta. După cum am zis și mai devreme, trecutul știm, să vedem prezentul. Bă, dar de ce ai buzele uscate? Că nu beau apă. E, na. Ghosty Punk, Louv, Fit, I Want To See. Apreciază că ți-a zis Iva, oh, I Want To See, nu ți-a zis Iva 2C. Deci e... E un gest, te-am bunat tricoul, mă, te-a. Da, let's see, bă, dar n-aș vrea să vă neapărat partea lui, cât mă interesează partea ta, de la cât cânti. Nu, hai să ascultăm piesa așa, gen overall, și vedem, mă anunț cumva înainte să intri tu. Da. Și tot ai, pentru că nu mă ai. Ceau, ăsta e un șmecher. La fel, toți suntem șmecheri acum. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Ar fi după tine, te-ai iubit cu tot ce ai. Iar din inima mă dai. Bă, dar cine a filmat clipul ăsta? Așa! Băi, viziune artistică, n-ai ce să zici. Eu înțeleg, camera movement, că nu, dar e prea așa! Dar zi tu o variantă de clip care mergea mai bine decât ce s-a întâmplat. Bă, nu, merge bine, dar camera movement-ul ăla mi se părea așa. Grotesc. Bă, dacă ai rău de mașină, poate. Ferește, Doamne, ferește, la 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 la
pentru că nu mă ai. Dacă ar fi după tine, te-ai iubit cu tot ce ai, iar din inima mă dai. Mă lasă când sunt high, vreau să fiu la lângă tine, but I'm just another guy. Broke my character for girl, I can't remember, now I'm going right through it again. Dai, stai puțin, pentru că o dăm și pe English aici, observ. Bro, adică... Bro, I trăit în America, like, for real. Din Burberry, Kappa. Pretty guy, she's doing fine, but doesn't care that I'm alive, I know I'm better than him. Mă scuzați pe mine că am opinii personale. Pentru că nu mă ai, dacă ar fi după tine, te-ai iubit cu tot ce ai, iar din inima mă dai. Lasă că sunt high, vreau să fiu la lângă tine, but I'm... De curiozitate, de câte ori a căzut lanțul ăla de la gât la filmări? Bă, odată. Și tot ai, pentru că nu mă ai, dacă ar fi după tine, te-ai iubit cu tot ce ai, iar din inima mă dai. Mă lasă că sunt high, vreau să fiu la lângă tine, but I'm just a nut. Intră Ivan, a schimbat rolele, zic eu, I want to see, și zici tu, Ivan, doi ce? Nu pot fi el, dar sunt un vibe, am bar și stai, te uiți la mine, știu că vrei să mă ai, hai. Nu mă văd în destinația, e rai, hai. Ce faci cu metre? Cum ochelarii, frate, mă bate soarele. Da, la modul cel mai serios, legit, sună mult mai bine. Știu. Da, dracu, ai ajuns de la ochi, că... Gândezi? Da, m-am panicat puțin, nu știu, parcă mi-ai dat așa o stare de agitație aici. Dorian Popaie, numele meu de familie. Ferește, Doamne, ferește, lai la 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 la. Când ne-am văzut mai vrăjit, primul de scenă dintr-un film. You know how I feel, hai, pe la mine am pensă neciluit. Aprind un plan despre noi să vorbim mai. Bă, sună bine partea asta. Legit sună bine cu aia partea asta. Nu mă cântam ea aici, că am auzit așa cu... Adică, nu, legit vorbind. Nu știu dacă aș asculta neapărat așa ceva. Nu sună tocmai cum trebuie, încă mai e de lucrat. E foarte... Dar gen... Ce e asta? Păi, dacă zici tu că ar mai fi chestii de lucrat, gen, mă gândesc să... Dai niște feedback, gen, constructiv, știi? Legit vorbind, ți-am explicat și mai devreme, nu. Acum, la modul cel mai serios, ideea e că noi ne-am văzut înainte și am dat niște... Adică am zis niște păreri astea, sincer, legate de ce face, unul la mână. Producerul pe piesa asta e destul de ok. Ți-am zis foarte clar, yeah. Și o spun și pe video, ca să nu cumva să, mă rog, schimbă-ți producer. Dacă tot vii și investești bani în haine, legi vorbind, bagă-ți bani în piese. Dacă vrei să faci chestia asta fără el. Păi asta se întâmplă. Bun, forță. Doi la mână. Ți-am explicat partea cu frazarea. Sunt anumite versuri în care se zice mai patru cuvinte și celălalt vers te chinui să bagi o strofă într-un vers. Uite, în piesa asta mi se pare că e super ok. Mie personal, nu pot să zic că îmi place neapărat timbrul tău vocal. Ți-am zis și mai devreme, mi se pare că vorbești pe nas. Am discutat despre problema pe care o ai. Am înțeles treaba asta. Dar asta este o chestie strict subiectivă. E o chestie strict din punctul meu de vedere. Literalmente, piesa asta sună mult mai bine față de tot ce ai scos tu până acum, în momentul de față. Dar ți-am zis, băieți, aici vă zice să ascultați piesă. Vine album, 12 piese, nicio problemă. Toate foarte bune. Ivan Doice s-a schimbat și lumea la fel. Cum a zis prietenul meu ăla, e chel. Și vezi, să lași banii pe masă când pleci, pentru că... Da, pentru că zis cuvinte frumoase. Ce zic acum, e registrat la finalul clipului, dar am uitat câte like-uri să strângem să mai facem un clip. Da, fraților, și nu uitați, iese album. Asta am întrebat. Decimii? Bă, da, cred că e decent. Se bun. Poate. 10.000 de like-uri și continuăm seria de clipuri cu Ivan Doice. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o încă. Și nu uitați să lăsați și voi un comentariu să știu și eu ce părere aveți despre acest videoclip. Așa că, fraților, cu astea fiind zise, eu am fost Venger, el a fost Ivan Doice. I want to see. Așa, și până data viitoare vă spunem la revedere. Pa, pa!